Patriarhia Tomisului centralizează în aceste zile datele despre moaștele aflate în biserici și mănăstiri. Da, este hotărârea Patriarhiei Române de a realiza în cursul acestui an un catalog cu situația tuturor moaștelor și araclelor cu moaște din întreaga Biserică Ortodoxă Română. Susținem că e un demers binevenit, tocmai pentru că el vine în sprijinul pelerinilor, oamenii care se deplasează în țară în scopuri cuvioase vor ști în această situație, vor ști unde se găsesc moaștele, la care biserică. De asemenea, vor fi siguri că acele moaște sunt autentificate. În momentul de față, în județul Constanța există 15 biserici care au racle cu moaște. Anul acesta se va ști în mod clar care dintre ele sunt autentice. Cât despre datarea rămășițelor, procedura cuprinde mai multe elemente. Cel puțin din partea noastră, presupune în primul rând contextul arheologic, și aici avem ca exemplu martirii de la Niculițel și de la Murichiol Halmiris în Antichitate. Acolo au fost găsiți în context, în criptele bazilicilor paleocreștine, și atunci există siguranța că sunt scheletele sau în sfârșit resturile umane sunt datate corect și sunt din perioada antică. După centralizarea datelor, se va realiza un catalog cu toate moaștele din județul Constanța. Vor exista mențiuni privind modalitatea în care au fost dobândite, dar și perioada din care provin. Noua măsură va ajuta Patriarhia Română să determine exact numărul de moaște de pe teritoriul României. Lăcașele de cult care nu au acte doviditoare asupra moaștelor vor fi obligate să retragă rămășițele umane de la închinare. Există și antecedente cu falsuri ale moaștelor. La Mănăstirea Saun din județul Tulcea sunt expuse rămășițele unor persoane care au luptat împotriva comuniștilor. În urmă cu ceva timp, tot în județul Tulcea au fost descoperite că așa zisele moaște erau de fapt oase de proveniență animală.